Atmosfera la sediul PDL de aseară era una destul de liniștită. La sediul partidului se aflau câțiva dintre candidații înscriși la alegerile parlamentare, care așteptau primele vești. Florina Stoiancea, care a candidat pe colegiul 5 de deputați, spera aseară să se claseze măcar pe locul 2. Eu consider că rezultatul care va fi obținut este pe măsura activității mele. Nu am avut pretenția să ies pe locul 1, dar sper să fiu pe locul 2 în această competiție. Și Ioan Nastea, candidatul ARD pe Colegiul 1 Senat, a așteptat rezultatele la sediul partidului. Liderul pensionarilor PDL a spus că nu spera la o prezență mai mare a buzoienilor la secțiile de vot. Buzoienii așa au gândit sau așa au dorit, asta se va întâmpla. Vom vedea în viitor care sunt urmările și cu Dumnezeu înainte. Nu ne așteptam la o prezență mai mare decât ce s-a întâmplat, mai ales în zona Buzău, în orașul Buzău și în împrejurimile. Ca atare, rezultatul votului ăsta este democratic, îl vom suporta cu consecințele de rigoare. Rezultatele centralizate la biroul electoral județean au arătat astăzi că Ioan Nastea a obținut 12,47% din voturile buzoienilor, iar Florina Stoian 5,98%.